În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți părinți, iubiți frați și surori, dragi tineri, slăviți să fie Domnul! Spune Sfântul Apostol Pavel către romani, către cei care trăiau în capitala Imperiului de atunci, le spune: știți în ce timp ne găsim, căci este chiar ceasul să vă treziți din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea e pe sfârșite, ziua este aproape. Să lepădăm dar lucrurile întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Din capitolul 13, versetele 11 și 12. Știți în ce timp ne găsim. Și nu numai că știm, îl auzim, un timp pe care îl vedem. Și nu numai că îl vedem, că este aproape, dar ne contaminează. Nu doar este în concurență și nu doar stă lângă noi, ci contaminează și caută să pună amprentă pe fiecare om care trece prin lumea aceasta. Cât de înșelător este să crezi că poți merge în lumea aceasta și nimic să nu te atingă. Noi știm că oamenii se împart în cei răi și cei buni, o răutate mai mare sau mai mică. Zicem, ce rău este omul acela care nu-L cunoaște pe Hristos și câtă răutate locuiește în el. Dar în paginile Sfinte Scripturii a Noului Testament găsim o stare mult mai rea, mult mai grea și care poate deveni cu mai multă răutate. Spune, citesc din memorie, că nu caut acum, că nu este timpul. Atunci când omul își mătură casa, pleacă cel care a făcut mizerie în casa lui. A scăpat de o răutate, nu mai este. Dar se întoarce înapoi, nu singur, cu mai mulți. Și răutatea, cea din urmă, poate fi mai mare decât cea din tâi. Aceste lucruri ne privesc pe noi. Tot felul de lucruri care le-am făcut înainte, unii înainte de a cunoaște oastea Domnului, ceilalți fiind născuți în oastea Domnului și crescând între frați. Se vede că Sfântul Apostol Pavel ne amintește să ne îmbrăcăm nu cu lucruri ale luminii, ci cu armele luminii, ca să putem sta împotriva duhurilor. S-a amintit aici de Părintele Iosif Trifa și mă gândesc că era un preot tânăr, la fel ca mine, tânăr, la vârstă, dar a făcut ceva prin care a adus o lumină în țara aceasta, în biserica aceasta, între oameni, în neamul nostru. Spune Părintele Iosif la un moment dat, într-una din cărțile sale spre Canaan: când trăiești o viață de călător, nu prin lume, și nu spre alte lucruri decât spre Canaan, Domnul îți arată pas cu pas calea mântuirii. Când trăiești o viață de călător spre Canaan, când începi să-ți pui problema că vrei să ajungi la mântuire, cu adevărat, Mântuitorul începe să-ți arate pas cu pas. În lumea aceasta vedem că pe lângă vremurile frumoase se întâmplă și accidente. Multe lucruri care aduc supărări, întristări și necazuri. Multe pierderi de vieți omenești. Și toate acestea, de multe ori din pricina neatenției. Ce este mai de folos unui om care merge cu autovehiculul noaptea
decât să aibă lumini. Și zicem noi cât de importantă este lumina din față. Și acest lucru ne-a arătat-o, sau ne-a amintit-o, ne-a adus-o în față Părintele Iosif când ne spune de la acel fapt de la Ieșire, capitolul 13, căci Domnul mergea înaintea lor, a poporului care a ieșit din Egipt, ziua într-un stâlp de nor ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc ca să lumineze, să meargă zi și noapte. Domnul merge înainte ca să vezi calea, să poți ajunge spre Canaan, să poți ajunge la mântuire. Și despre aceasta spune tot Părintele Iosif Trifa. Toate acestea ne arată nouă că trebuie să-i dai lui toate, nu doar puțin. Părintele Iosif spune, trebuie să-i dai lui toate. Toate planurile tale, toate grijile tale, toată viața, toate călătoriile tale. Să nu păstrezi nimic pentru tine. Și Părintele Iosif, care a fost un școlar în această școală a Duhului Sfânt, din toate a învățat câte ceva. Și atât mi-este de drag când găsesc că și Părintele Iosif a avut de învățat ceva, nu doar a învățat pe alții. Spune Părintele Iosif, din aceasta am învățat și eu să nu mai am niciun plan. Din toate lucrurile pe care ni le-a transmis și noi ceea ce încercăm să păstrăm, este ceva ce s-a trăit de cel care a adus această lucrare. Însă, lumina cea din față este foarte importantă, dar nu poate lipsi lumina cea din spate. Și aici, de multe ori se întâmplă dezastru în viața omului. Privește spre Dumnezeu, sau mai bine spus, când îl pierzi pe Dumnezeu, pierzi și cel pe care trebuie să te apere în spate. Căci tot în Ieșire, în cartea Ieșire, capitolul 14, spune că acele călăuze, acele lumini pe care călăuzea pe ei spre Dumnezeu, spre Canaan, și-au schimbat locul și au mers înapoi al lor. De ce lucrul acesta? Pentru a se așeza între tabăra lui Faraon și tabăra lui Israel. Și astfel cele două tabere nu s-au putut apropia una de alta. Când cele două tabere se apropie una de alta, se duce toată biruința, tot folosul de până atunci, toată osteneala omului, cele de întâi care s-a părut că sunt bune, că a scăpat din robia păcatului, se fac mai rele și mai grele. Poate să ucidă sufletul, poate să îl întoarcă la o stare mult mai grea și mult mai păcătoasă. Și Părintele Iosif continuă și ne arată, un om care cade în păcate înseamnă că nu a avut spatele acoperit de puterea Mântuitorului. Și toate acestea, pentru că cel care mergea în fața lui nu mai era. Când pierzi călăuza, când pierzi pe cel care trebuie să te ducă la final și la ținta pe care o urmărești, dacă l-ai pierdut, nu are cine să-ți apere spatele. Diavolul odată dat afară nu mai vine prin față, că spune Mântuitorul și Dumnezeu, nimeni nu poate sta înaintea Domnului viu și diavolul nu poate sta înaintea Mântuitorului, dar vine în spatele Mântuitorului. Iar în spatele lui Hristos suntem noi cei credincioși care vrem să mergem după Hristos. Cine vrea să vină după mine și nu înaintea mea, cum spunea Mântuitorul. De aceea, dacă sunt stări nepotrivite, înseamnă că am pierdut ținta. Nu mai are cine să ne apere spatele. Hristos Mântuitorul, când îl ai în față, întotdeauna ne va apăra.
Și această arătare a luminii vedem că este de multe ori eclipsată de celelalte lumini din jurul nostru. Cel puțin pentru vremurile pe care le trăim și le știți cu toții și le știm fiecare, lupta se dă la nivelul imaginii și a ceea ce izbește ochiul, ceea ce se vede, pofta ochilor, cum spune Sfântul Apostol Pavel, aceasta biruie pe om și îl atrage tot mai mult. Acesta este păcatul sau ispita care a atras-o pe Eva, că era plăcut la vedere întâi. Și cel care se călăuzește după ceea ce vede doar și izbește ochiul, iată, ajunge să nu mai raționeze ceea ce vede. Imaginea, miile de cadre care se perindă prin fața celor care stau mult la calculator și văd fel și fel de lucruri, nu doar din cele domnicești. Nu știu dacă se poate amesteca domnicescul în acele lucruri. Dar spunem noi de multe ori, căutăm scuzele acelea de a vedea ceva pe un monitor sau pe un televizor. Oare nu ajungem la starea aceea în care rațiunea este anulată? Și acest lucru îl vedem cu toții. Dacă omul vrea ca totul să fie exprimat în imagine, înseamnă că desființăm cuvântul, partea rațională. Ori Mântuitorul Iisus Hristos nu doar ne-a arătat, ci ne-a și învățat. Și de aceea, paginile Sfinte Scripturi, cărțile duhovnicești și tot ceea ce ajută la creșterea sufletului, toate acestea, iată, trebuie să le punem la socoteală mai mult decât ceea ce izbește ochiul. Ce zi frumoasă este azi, păcat că nu o pot vedea, spunea un om orb care stătea la un colț de stradă și cerșea. Și oamenii treceau pe lângă el și nu l-ajutau cu nimic. Era într-un întuneric și nu avea nici ajutorul din partea semenilor lui. Și odată trece cineva pe lângă el și se uită la el, dar nu-i dă nimic. În schimb, îi ia hârtia pe care scria el că sunt orb, ajutați-mă, și scrie altceva. Ce zi frumoasă este astăzi, păcat că nu o pot vedea. Și prin aceasta, cei care treceau pe lângă el, toți și-au dat seama ce zi minunată trăiesc ei față de alții care nu văd. Vedem minunile lui Dumnezeu și dorim să avem călăuzirea lui și spatele acoperit, cu adevărat ziua aceea în care reușim să scăpăm de toate năvălirile vrășmașilor, este o zi frumoasă cu adevărat. Și dacă Dumnezeu ne-o dă să o vedem, înseamnă că încă avem mila lui Dumnezeu de partea noastră, pentru că nu vrem moartea păcătosului, ci să se întoarcă, să fie viu. Aceste lucruri, poate le știm, poate nu le știm, dar trebuie să privim mai atent la starea noastră. Și aș vrea să închei cu o poezie a fratelui Traian, care spune astfel: în întuneric nu rodește și nici nu crește bun nimic. În umbră poate să și crească, dar nu se coace niciun rod. Doar în lumină e viață și creștere și rod de plin. Așa trei stări sunt și acelea în care oamenii trăiesc, căci tot ce e pe lumea asta se aseamănă în adâncul lor. Doar forma lor e alta numai, dar înțelesul e la fel. În întuneric, prima stare, sunt prea mulți fără viață sufletească, trăind în fără de lege, ei umblă pe calea largă, spre abis, neavând nici creșterea luminii, nici roada Duhului ceresc. A doua stare, în umbră, sunt cei ce, de formă, fac parte în lume din credință, dar care nu vor să trăiască în totul rupți de ce e rău. Ei pot avea frumoase frunze, dar rod frumos nici când nu dau. Iar în lumină-s prea puținii născuți din nou pentru Hristos, ce zilnic credincioși se luptă
prin fapte și prin adevăr, ei cresc rodind, căci numai în Domnul e pururi creștere și rod. Prietene de drum, ai grijă, privește spre viața ta, căci vine gramnic culesul roadelor oricui, să nu-ți găsească numai frunze, să nu fii bun numai de foc. Amin, slăvit să fie Domnul.